Din cauza mașinilor de mare tonaj care circulă pe drumurile județene fără să aibă acest drept, drumurile județului Argeș sunt distruse permanent, susține consilierul județean liberal Narcis Sofianu. Pentru a evita ca pe viitor să se mai întâmple acest lucru, Sofianu dorește să limiteze accesul mașinilor de mare tonaj pe drumurile județene. Spre deosebire de regiile județene de profil din alte județe, lucru pe care îl știam la Dolj, la Telorman, la Giurgiu, regia de administrare a drumurilor județene Argeș nu are o împuternicire din partea Consiliului Județean pentru a efectua controle și a aplica sancțiuni în privința respectării utilizării drumurilor județene potrivit legii. Mai exact, dacă intră un vehicul cu gabarit depășit pe un drum județean, în județul Argeș nu există cineva împuternicit să controleze acest transport care nu respectă legea și implicit nu există nici o persoană care să poată să aplice o sancțiune. Această sancțiune fiind stabilită prin legea de bază de la nivel național, așa cum se aplică și pe drumurile naționale. Narcis Sofianu va cere Consiliului Județean să dea o hotărâre prin care să-i împuternicească pe angajații Regiei Județene de Drumuri să poată verifica mașinile de mare tonaj care transportă marfă peste sarcina unui drum județean. Potrivit legii, și la nivel pe drumurile județene se poate emite de către angajații regiei o autorizație specială de transport. În cazul în care cel care depășește greutatea cu vehiculul pe care îl folosește nu are acest AST achitat pentru ziua în curs, se poate aplica o sancțiune, amenda minimă, și aici aș vrea să punctez, care s-a aplicat în multe rânduri unor transportatori din Argeș, cel puțin în Dolj și în Giurgiu, vă pot confirma asta fiind și avocat, este de 25.000 de lei la o singură depășire. Adică este o sancțiune contravențională dintre cele mai dure sub aspectul pecuniar al amenzii. Consilierul a mai precizat că unul dintre drumurile județene afectate din cauza mașinilor de mare tonaj este Lunca Corbului Costești.